Eu salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou clip. Astăzi, după cum știți și din vlogul în care v-am spus ce planuri am pentru 2019, v-am spus că cumpăr PC de gaming și monitor. Am zis că îmi iau un monitor cu 300 de lei, m-am hotărât să nu le iau pe ăla, că am văzut în o recenzie proastă, pentru că se vede că am șters. Așa că am dat un mic research și am găsit acest monitor de la Acer Gaming Monitor. Aici niște specificații, nu ne interesează. Și vreau prima oară să desfacem monitorul PC, uitați aici PC-ul. PC-ul o să-l lăsăm puțin pe spate, ușor, ca să nu ne incomodeze, ușor că e scump și nu vreau să-l stric sau să-i fac ceva. În caz că vă interesează prețul, scuzați să mă bâlbi, sunt foarte emoționat. PC-ul acesta am dat pe el 3175 de lei și pe monitor 497 de lei și cu tot cu transport 502 lei. Bun, hai să le desfacem, o să folosesc această furculiță. O să folosesc această, nu bine, nu știu cum se cheamă, pentru că am învățat foarte, că mulțumesc, Rareș, bun, hai să, deci va merge cu foarte, da? Mă scuzați că am emoții, dar sunt foarte emoționat, deoarece îmi doresc de foarte mult timp să-mi iau un PC și un monitor și astăzi, în sfârșit, bine, acum 2 zile mi s-a împlinit dorința când practic l-am comandat. Dar astăzi mi-au ajuns, deci 2 zile, foarte rapid, au venit, le-am comandat de pe Altex, nicio reclamă, dar da, acolo le-am găsit. Wow! Ajută-le! Mersi, descurc, așa, nice, bun, uitați-vă aici și rare cu noi și suntem entuziasmați amândoi. Să vedeți și voi, ok. Ajută-vă puțin, așa. Scoate-o, nebunia, ce greu e! Așa. Ok, aici e stand-ul lui. Și mulțumesc, Rareș. Aici e niște instrucțiuni, nu cred că interesează pe nimeni, dar ăstea sunt în caz că vă interesează. Aici avem un stand-ul, după cum v-am mai arătat. Foarte frumos. Aici alt stand pe care stă mouse-ul, pe care stă monitorul. Scuzați că mă încurc la cuvinte și că mă bâlbui, dar după cum am spus, sunt foarte emoționat. Mă, cum arată de schimbare. S-a terminat șmecheria, băi băieți. La ce se pricepe Darius cel mai bine? L-a dat foliile jos de pe obiecte, auziți? Hai să vedem și aici. Sunt că o să fac o zgomot. Scuzați cum se... Că nu pot să dezlipesc atât de rapid astea, dar se dezlipesc destul de greu, frate, astea. Ok, bun, hai să trecem peste asta. Să trecem la monitor, doar că... Ah, gata, am dezlipit. Obsesia lui Darius să nu vadă folii pe ce își cumpără. Deci mereu când își cumpără ceva, Darius nu are voie să aibă folii pe el. Adică trebuie să dea foliile, vreau să zicem niște folii pe care le-am ratat, deci m-am uitat cum arată stand-ul ăsta, deci e prea frumos, fraților, ziceți voi că nu e frumos. Așa, du-te și... Du-te, să desfacem și ăsta dacă tot e aici, ca să vi-l arăt. Nu o să le montăm în clipul de astăzi, pentru că ne-ar lua, cred că, o oră să le montăm și așa. Trebuie să fac aici o grămadă de schimbare, de trebuie să trag birou, trebuie să scot toate chestiile din priză. Cred că o să mai trebuie să aduc încă un prelungitor, pentru că... Da? Acum așa arată, asta se va monta ceva de genul. Cred că l-aș monta, nu, trebuie să-l strângem aici jos, bla bla bla. Și după pe ăsta punem monitorul, care acum o să-l vedem. O, nu, aici, un cablu de America. Dar ne dă și cablu european sau mi-am luat țeapă? Așa, mă, și cablu european, vă mulțumim! Am crezut că ne-am luat țeacă. Desfă-l, te rog frumos, și pe ăla până desfac eu, ca să le arătăm oamenilor. Bun. Ah, ce bine s-au foliile astea când le dai jos, așa, nice. Aici am o grămadă de chestii, mulțumesc. De cât o să desfacem foliile, nu o să vă și arătăm cum le montăm, pentru că ne-ar lua, cred că, o vehnicie. Oricum, după eu trebuie să fac curat aici în cameră. Înainte să le pun pe toate pe birou. Așa, este monitorul. Mamă, m-a spart monitorul ăsta, voi. Ca să-l punem așa pe spate, ia. Ia să vadă, pentru că Rareș a vrut și el să-și ia un PC, dar și-a luat laptopul la urmă. Mamă, m-a spart, mulțumesc. Cine? M-a spart.
spart, băi, monitorul. M-a spart. Uitați așa arată, așa arată pe spate. Avem vreo folie? Nice, mă. Uite că s-au gândit ăstea să ne pună folie aici, pentru că știu că nu le plac foliile. Cum s-au auzit asta. Perfect. Și arată și pe față, aici scrie Acer, arată super bine monitorul. Nu știu cum o să vină pus pe stand, dar cred că o să vină pus foarte fain. De exemplu, hai să-l punem pe stand, de fapt nu că o să ne ia mult. O să punem ăsta pe birou, pentru că, ca să avem și loc de PC, pentru că, băi, acolo s-a terminat șmecherea, uriaș PC. PC o să-l punem jos până în notă. O să vă las poze pe Instagram când o să terminăm de montat. Tot pune pe birou. Și cablurile, în afară de astea, să le punem aici, bun. Haideți să desfacem și PC-ul, mă, super, mega, extra, extra, extra entuziasmați. Hai să... Te ajutare? Nu, mersi, aici, că aici mă descurc de specialitatea mea. Păi dacă nu mă descurc nici la asta, mamă, cum la asta mă descurc? Stai în prieteni, în tot, tot, tot. Păi noi nu ne interesează ambalajul. Cu toate că și ambalajul e decât drăguț. Ma... E... drăguț. Ne-au dat și mouse la el. Bă, să se pune odată mouse de gaming, cu toate că mie nu-mi trebuie. Wow, ce șmecher, optic cu fir. Ne-a dat și aici ce este. Aici informații despre PC, sau? Da, aici informații despre PC și ce știu ce e. Aici e telecomanda cu luminițe pentru că aici și cu șurubul, habar nu la ce ne folosesc. Pentru că am uitat să vă spun, PC-ul nostru este RGB cu luminițe și avem telecomandă. Aici ne arată că e... chestii de la Intel, are un procesor Intel Core i5 de generația 9, am înveți, care este un i5 până la 9400F de 4.1 GHz. Un monstru aș putea adăuga. Așa, am de ceva, asta chiar s-a nevoie de actor. Mamă, și aici încă ceva, băi, tastatura aici. Băi, Dumnezeu, ne-a dat și tastatură. Dar nu știu de la ce folosim asta. A, știu, ăsta o să ne trebuiască la al doilea monitor, pentru că o să avem și al doilea monitor, o să-l cobor din pod, îl voi conecta la laptop ca să-mi punem laptop și monitor care arată urât. Pune monitor, monitor. Aici un mouse și mouse-ul ăla, cândva de aici, arată și nou. Bă, dai de gaming, eu la alții am văzut, eu mă așteptam, am zis, știu, eu am văzut și la alții pe YouTube că m-am uitat la unboxing și am văzut că le dădea mouse și mă așteptam și mie să-mi dea, dar nu de gaming, că nu mi le dat de gaming. Da. Ma, de cam aici. Da, mai coace, ca să vină o cântă. Ia uite placa de video. Ia uite placa de video acolo. Ia uite GTX GeForce. Ma, ia uite placa de video. Placa mea video de la Nvidia. La dă-ți văd ce mă scoace. Aici avem un cablu care nu interesează. Până aici cablurile. Gata, ia, se scoate mă astea. Mare foarte, mă așteptam să fie mare. Bine, mă așteptam să fie atât de mare. Uitați-vă cum arată. Asta e ajutorist? Mamă, ce arată, frate, culor. Bine ca să-l scoată. Are... mamă, uitați cum arată pisul, m-a spart, frate. Așa arată aici, o vezi, ia uitați. Ok, așa arată în interior, după cum puteți vedea, aici sus avem niște culori foarte faine care luminează. Aici iar avem niște lumini RGB, foarte faine. Aici avem niște lumini RGB. Astea, dacă vreți să vă arătați, că vreau să vă arăt și în interior cum arată PC-ul, fără chestia asta. Ajută-mă, rare, să le desfac. Și pune-le aici pe toate. Desfă și pe aia, mulțumesc. Uitați aici, băieți, l-am luat pe rare special ca să ne ajute, pentru că... nu mă gândeam, nu știam că o să reușesc, nu mă gândeam că o să reușesc să le desfac pe toate singuri, lasă-le acolo. Cum era să o pierd și pe asta, frate? Ia să vă arăt. Așa arată PC-ul în interior. Avem aici RAM, după cum puteți vedea, aici are un ventilator. Super fain cu RGB, ca să nu v-ați dat seama. Aici în coolerul de la procesor, este un cooler stock, dar nu contează. Aici avem placa video, foarte interesantă. Placa video este un Nvidia GeForce GTX, aici scrie Asus, de 1660, nu este TI, dar nu contează. Hai să punem și asta. Ce asta, frate, aici? Bă, dar nu avem voie cu foliile astea, las că le dezlipim noi mai încolo. Ce scrie aici?
Pierderea garanției. O, deci nu avem voie să-l rupem, băieți? Am crezut că... A crezut că putem să-l rupem, dar nu. Mulțumim. Unde sunt alealte? Asta e de-aia. Dă-mi și mie două. Dă-mi. Așa, mulțumesc. Și tu fă-l pe asta și eu le fac pe astea două din capăt. Vezi să le faci bine ca să nu le strângem bine? Da. Păi le strângem bine, dar nu chiar atâta de tare încât să sparg eu carcasa. Că totuși vreau și eu când fac stream să nu ne explodeze PC-ul prin cameră. Dacă se poate. Dacă nu, ne explodea. Dar arată, frate, e nebunie PC-ul ăsta, frate. Da. Zic că n-arată șmecher. Ok, vreau să-l conectăm și la curent ca să vă arăt după luminițele și bla bla bla. Asta e ce avem și aici, frate. Și aici. Asta e tot ce ne interesează. Asta nu cred că o să le folosim noi la ceva, ci dacă vreți să schimbați anumite chestii, nu ne interesează. Noi desfacem asta pentru că, frate, pe noi asta ne interesează. Asta e cu luminițe. O să vă arăt imediat. Ok. Așa e Rainbow LED RGB LED controller. E pic de engleză pe la colțul gurii. Dacă îi trebuie baterie, mă spart. Eu nu știam că îi trebuie baterie. Nu îi trebuie. Ba, eu zic că îi trebuie. Sau are baterie, deci dacă are... Ce e asta, frate? Așa. Dacă are baterie, nu într-un mi-o salvat. Dacă nu... Asta cum se desface? Lol. Serios? Da, cred că se desface așa. Cred că se desface. Oricum, chiar vreau să o desfac. Cred că... Dar nu știu dacă are baterie în ea, pentru că m-ar interesa să aibă, știi că, nu, totuși. Are, așa, are și... Loc, are folie și aici pe față și... Într-o să dăm jos, frate. Cum de n-am observat. Wow, deci, eu s-o obsedat cu foliile. Tu ții folie? Ia, scrie aici, așa. Eu chiar vreau să deschid asta, deoarece... Da, de sus trebuie să ridici, de sus. Ce? Păi știu că de sus, dar numai că trebuie să apeși asta în jos, zice. Oricum, nu... așa. O, are baterie, Doamne ajută! Mulțumim la Dumnezeu că are baterie. Acum chiar aș vrea să pun PC-ul un pic în priză, frate. Trebuie să-i pui cablele. Îi punem, frate. Nu ne interesează. Hai, încoașă cu cablele, să-l punem aici. Stai, jos, cu... Mă descurc, frate, că nu e atât de greu. Jos. Aici jos, băieți. Pentru că vreau să vă arăt lumini. Pentru că știți că eu sunt mare obsedat de lumini. Să aibă totul să fie RGB. RGB. Scoatem laptopul ăsta din priză. M-a terminat laptopul ăsta, băieți. M-am terminat. Am vrut să fac și live-uri pentru voi, deci mie că a vrut. Am vrut live-uri pentru voi, nu merge, frate, cu laptopul ăsta. Am zis să trecem și noi ceva mai next level un pic. Și totuși am luat acest PC. Care e foarte fain. Nice. Acum sperăm că o să meargă luminile, pentru că să nu trebuie să configurăm ceva la el. Oricum, după ce gat video... Uite, știu, numai că întâi... Bagă-l tu în priză, te rog frumos, bagă-l la birou acolo. Să ajungă. Bagă-l acolo în locul ăla de la laptop. Mersi frumos. O să întoarcem PC-ul puțin cu spatele la voi. Cu spatele la voi. O să întoarcem aici. Ok. Te-ai descurcat, este? Este. Nu, frate, cum merge? Ia uite-te, mă, cum bag eu aici. Dacă mie merge... Ia uite-te, mă. Deci, aici... Invers. M-am spus că... N-am văzut. Poți să-i îmbrim celea. Gata. Trăsit, cred că trăsit în power un pic. Da, am dat power, gata, frate. S-a aprins ăstea. Ia uitați-o, îi dăm pe Rainbow. Cum îi dăm pe Rainbow? Așa, nice. Asta e Rainbow. Cum era pe Rainbow? Frate, nu mai țineți cum era. Așa, gata. Eu cred că așa o să țin. Pe Rainbow. Da, sau, uite, avem culori. Uite, mauve. Și mauve se potrivește cam... Mie plac LED-urile astea să le țin pe mauve. Arată ca o navă spațială. Chiar am văzut un comentariu la unul care zicea că e ca o navă spațială. E turcoază, arată foarte fain, arată, dar eu cred că o să-l țin așa. Da, așa țin și eu la pe Da, arată oricum superb. Uite și culorele de deasupra, bine aici, sculere? Da, sculere. Deci nu e zgomotos, deci asta mă interesează.
Ce frumos arată. Aici, cred că îi modifici viteza. Da, am îi modifici cât de tare să bate. Vedeți noaptea? Trebuie să-l faceți așa ca să nu vă deranjeze. De exemplu, o să-l fac așa noaptea, că-l țin pe birou când mă joc. Și ziua, ca să vedeți lumină. Așa-l țineți frumos. Nice. Arată foarte fain. Aici cât de tare să se, cât de tare să meargă lumile, vedeți? Puteți să-l faceți și așa, mai lente. Oricum super, dar eu o să le țin așa mai pe rapide puțin. Oricum acum o să sting și eu PC-ul, deoarece trebuie să fac un pic de cable management prin spate și da, să vedem cum arată când se stinge. Mama, arată, te rog frumos. Se stinge sau nu se mai stinge, vă? Pasă pe el. Sau trebuie să... Da, dacă nu se stinge, îl oprim aici. Da, cred că trebuie oprit din spate, că din față decât îi dai power on. Oricum, băieții... Da, aici e cooler, după cum puteți vedea. Oricum, băieții... Cam a fost cu acest unboxing, eu acum o să mă pun să fac cable management, să le montez pe toate, după să-l chem pe fratele meu să mă aștept să instalez Windows-ul pe el și, da, oricum, cam a fost cu acest clip, eu sunt foarte entuziasmat încă, like, subscribe și share dacă v-a plăcut. Bye, bye!